Mergem la următoarea invitată. Provocarea picantă continuă, oameni buni. Iar următoarea victimă a sosurilor iuți este Ana Baniciu. Pupetă. Te pup, Ana. Te pup, Ana. Așa, bună, Ana. Bună, ține așa mâna, ca și cum vrei să zici. Hai că până acum îți dădeam numai vești, mereu mă întrebai. Acum am venit să-ți povestesc, dragă. Pentru că, oameni buni, ce credeți că avem aici? Un diamant, pentru că frumoasa Ana Baniciu a fost cerută de... Da, să spun mâna... Vai, de soție, corect? Da, 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 am fost cerută și știi, de fiecare dată când veneam aici la tine, mă tot întrebai nimic, nimic și am zis, Cătălina, ai răbdare. Mă, da, ai avut multă răbdare, într-adevăr. Am avut multă răbdare, da, s-a meritat. Da, 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 chiar am meritat. Ce trebuie. E extraordinar, e dițul meu, e super băiat, da. Dacă e bine, e bine, hai să luăm un loc și mă bucur că ai acceptat în sfârșit să vii la sosurile picante. Mamă, iar îmi dai întrebări din alea picante. Dar să știi că mie îmi place picant, deci o să risc. Deci, a, perfect. A fost mai devreme și Andra Gugan, vezi că-s foarte iuți. Deci ești pregătită pentru întrebările picante? Sunt, hai. Deci ești pregătită? Da, dar ce, nu mi le pui pe foaie așa, așa mi le zici, ba, și da, mi le dai în față să-mi pice fața? Ba da. Zi-mi un pic regulile, că știu, m-am mai uitat. Ce ți-e frică? Aoleu. Regulile sunt în felul următor. Așa. Citești întrebarea în gând și răspunsul dai cu voce tare. Nu contează, răspunsul dai cu voce tare. Și nu contează dacă mănânc sau nu mănânc? Nu, dar și dacă rup întrebarea și lumea nu știe de ce ai răspuns numele respectiv, mănânci iute și o rup întrebarea. Hai, eu trebuie să zic un nume. Da, nume. Am văzut momentul cu doamna Dragomiroiu aici. Mi-a plăcut. A fost isterie în muzica populară. Nu? Da, exact. Da. Ești pregătită, da? Sunt pregătită. Sunt sinceră, măruță. Zii ce vrei. Da? Bă, ești nemânt. Ciucă e sinceră. Sper că imediat scoatem întrebările din plic, dar până atunci să povestim cu ea totuși despre fericire, despre dragoste, despre iubire. Haide să vedem, draga mea, Ana. Ce să zic? Cum ați cunoscut tu? Păi mi-a dat COVID. Deci până la urmă, cineva... A fost trist când a luat COVID, dar după aia viața i s-a schimbat, da, în bine. Jur, jur. Deci am spus și, mă rog, știu că COVID-ul a făcut multe, multe victime, dar a făcut și lucruri bune. Uite, a adus doi oameni în aceeași casă, eu am luat COVID după el, i-am spus trebuie să mă îngrijești, că el avusese, tocmai ieșise din carantină și n-a mai plecat. Vrei să te mint? Dar cum v-ați cunoscut? Păi noi ne-am cunoscut printr-o prietenă comună care era și vecina mea, stătea perete în perete cu mine. Ea ne-a scos într-o seară în oraș, a fost totul gândit, să știi, era de mult premeditat cu ochii, da, din partea lui. Deci era cu ochii pe tine de mult. Da, da, da. Și acum ce să zic? Stai un pic, deci prietena ta v-a scos în oraș? Ne-a scos în oraș, da. Eu nicio treabă, îți dai seama. Stăteam acolo în banca mea, liniștită. Dar tu știi fel din vedere măcar ceva? Nu, nimic. Și până la urmă, na, am ieșit cu el, am făcut o plecare la mare, la munte, într-o gașcă și el s-a comportat atât de frumos, chiar mi-a atras atenția. Zic, uite ce băiat, ok, dar, repet, nimic, dar n-aveam el nicio legătură cu el. Lumea ta, lumea artistică, lumea de... El, nu, el lucrează în Horeca, dar pe lângă asta e și el pasionat de muzică, este DJ. Okay, e în timpul liber, asta e pasiune. Asta e pasiune, adică nu cântă sau în studio? Nu, acum ne-am făcut și studio, cum adică? Păi... Mamă, ce tare zi. Dacă și? Suntem pasionați amândoi. Și? Da, și așa s-a întâmplat. Până păi la urmă, eu am plecat după ce mi-a dat COVID. Ne-am pupat prima dată, dar după câteva zile. M-a îngrijit omul, mi-a adus pulsoximetru, mi-a adus termometru, n-aveam nimic în casă. Și am zis, te rog frumos. Stai un pic, nu vreau să sărim momentul. Deci voi ați plecat cu trenul la munte, cu gașca, cu el, cu mașina am plecat la munte. Iar o gașcă, da. Mașină. Și... acolo m-a impresionat, plăcut, mi-a plăcut de el, că se comporta foarte frumos. Și? Și... nimic, mi-am dat un pic seama așa că mă... Place? Da, dar nu știu, cred că era momentul ăla de n-aveam niciun chef de nimeni. Erai Batman. Batman. Și a insistat băiatul, a insistat. Și ție ți-a făcut rău, ai luat COVID și a zis... Am luat COVID, între timp am mai plecat în Turcia cu alți prieteni, eu mi-am făcut viața. Și el săracul? Și el săracul a stat aici, că era în carantină. Dar nici nu spunea pe față, drag, îmi place de tine? Mi-am dat seama după aia, că îmi tot scria, mă tot întreba da, ce și tu fac. Tu jucai dur. Da, păi am jucat-o dur în toți anii ăștia și uite-mă, abia acum a venit bărbatul atras de mine, a zis, măi femeie, eu cu tine vreau să fiu. Mamă, și te-ai impresionat când ai fost atunci în carantină, că a avut grijă de tine? A avut super mare grijă de mine, da, și m-a văzut, ce să zic, m-a văzut cum nu m-au văzut mulți, adică rău. Mi-era rău, arătam, știind din alea pufoase, așa, moartea pasiunii.
Și a venit băiatul și eu am zis, zic, asta sunt acum. Și a zis, nu, că mie îmi place așa. Bine. Da. Și mama sacră? Vai, deci am o... Stă la Oradea? Da, ei stau, sunt din Oradea. Săruna mama soacră. Acum nu, ei stau și în București și peste tot. Suntem așa, e o familie pe peste tot, dar avem la Oradea nepoții care, apropo avem. De asta, am... Avem! Da, nepoții care au văzut piesa pe care am lansat-o eu și au zis că de ce stau eu cu alt băiat acolo și nu stau cu Edi în da. Clip, știi? Da, și avem o familie foarte frumoasă. Zis, mama soacră, cum e mama soacră? Mama soacră e extraordinară. E o femeie extraordinară, o femeie mișto din toate punctele de vedere, așa un model. Și tata socru? Și tata socru la fel. Oameni muncitori, oameni familiști, oameni frumoși. Chiar o familie pe care nu am, adică nu am mai întâlnit de mult, știi, că în ziua de azi cu familiile astea, adică care deja, sunt și nu sunt. Da. Păi nu, și... e chiar o familie superbă, sunt. Și la tine familia ta ce a zis când i-ai zis mamă, tată? Se înțeleg, se înțeleg foarte bine, sunt foarte fericit. S-au cunoscut? Să dai seama. Normal! Despre ce vorbim? Hai să zic și una acum, ca ziu. Să te stabilim și nuntă pentru la anul. Uite, n-am pe zis-o cât, nicăieri. Oh, dar nu știu, că încă n-am găsit locația. Poate îmi dai un bine, hint ceva. Bine, n-am găsit locația. Omul are restaurant și la Oradea, și neforie, și n-am găsit locația. Are păi nu, nu, facem în București. Facem în păi București. Are restaurant și în București. Nu facem la restaurantele lui, facem și noi altceva. Deci are restaurant la Oradea, are în București, are la Constanța. Nu, la București nu are încă, da, cine știe. Dar are la Eforie, are două restaurante foarte mari și foarte frumoase. Deci cele mai face... frumoase de acolo, ca să zic așa, pe-a dreaptă, păi că să... doar suntem în familie. Păi cele și... mai cele. Păi și stai să te întreb așa, adică nu facem nunta acolo la Eforie? La păi care e Eforie, Nord sau Sud? Eforie Nord. Eforie Nord. Avem și casa acolo, acolo mă găsești, mă găsiți dacă avem vreți să mă vedeți. Avem și casa acolo. Băi, Ciucă, cum îți schimbă un coronavirus viața? Am luat și eu, dar nu s-a întâmplat nimic. Tu n-ai tras losul câștigător. Da, perfect. Bă, ești foarte tare. Am văzut încă o dată inelul. Și ești pregătită pentru sosurile picante? Nu sunt pregătită, dar am zici că dar eu sunt încă... sinceră. Nu sunt pregătită să le mănânc acum. Da, da, tu vezi că sunt întrebări foarte dure. Foarte dure, dar ce poate să fie atât de dur? Că n-am făcut chestii dure la viața mea. Știu că vrei să vii de foarte tare. Deci eu deschis pricola și ți-a dat alte întrebări. Eu vreau păi să nu, știu. Am și altele și astea, să, mai multe chestii. Uite, te-ai bune. Gândit acum de când am ajuns. Mamă, mamă. Wow. Hai măruță, aruncă-mi cu sos în mine, zi. Ești pregătită? Da. Deschide plicul și citește întrebarea, că ai zis de ce-ți dau de aici. Citește întrebarea. Acum să vedem ce zice mama socru, mama socru, mama soacră, tata. Dar știi care e chestia? Că noi știam că ai refuzat de atâtea ori să vii la sosurile picante. Eu speram toată asta cu sosurile picante să fie, deci e toată, nu facem, da? Nu facem, nu. Tocmai de asta țeapa a fost la noi, pentru că venise atât ca și cum venise ea atât. Dar de... vezi că am zis că eu știam că nu facem, dar am zis... Dar de unde știi tu că nu facem? Acum dacă Măruț o zice să facem, facem. Vezi ce fată? Mai devreme a fost Andra Gogan. Fii atentă și n-aveam întrebări pregătite, că n-aveam pregătări întrebite, împregătite. Așa. Dar fii atentă, uite cam ce întrebări a avut ieri. Poți să răspunzi și tu la asta. De cine ai fost îndrăgostită din showbiz-ul românesc? Și o să citești în gând și dai răspunsul cu voce tare. Noroc că la asta a răspuns Andra Gogan și a zis Mark Stam. I-a zis Mark Stam. Da, normal, de asta ți-a dat o întrebare la care a răspuns. Deci cam astea erau întrebările. Vii la sosurile picante azi, ai curaj? Am curaj. Sigur? Da. Bă-ți dure. Am văzut, n-am văzut că m-am uitat la doamna Maria Dragomiroiu. Dar doamna Maria a vrut să mă, n-a vrut să mănânce, a vrut bă, să zică. Dintr-o bucată nu? Femeia, da, mișto. Mi-a plăcut. Vii săptămâna viitoare, vineri? Nu știu, să văd. 8 aprilie. Haide că o să văd. 8 aprilie. Poate fac nunta pe 8 aprilie. Păi nu la anul tu, anul ăsta să vii. Nici n-ai avea rochia de mireasă, gata. Perfect. Ideea e, oameni buni, să înțelegeți. Ana Baniciu, de fiecare dată, când era invitată la sosurile picante, nu știa cum să se fofileze. Și astăzi că îi facem o farță de 1 aprilie. Numai că ea nu s-a arătat panicată, ca și cum, nu, Măruță, nu vreau, de ce ați venit, de ce e asta? Păi mi-e frică, Măruță, mă e frică. Și a venit așezată frumos și a zis, da, haideți. De fapt, ne-a întors pe căleala, ca să zic așa. Vezi, dacă aveai acum întrebările pregătite, că și făceai. Eu zic, hai Măruț, să întreabă-mă acum. Păi, stai că fac puzzle aici și tot am. Nu te pune cu mine, că imediat. Uite, aici poate o intuiești pe asta.
pune 3 defecte. Băi, nene, tu trebuie să citești în gând. Răspunsul dai cu voce tare. Păi și era exact cu nume. Păi normal că e cu nume, cu prenume, cu dată de naștere, cu buletin. Da, alea poți să le zic că le știe și ea și... Și lasă că ăsta a fost light, că n-am fost pregătit. Bine, dragă. Of, Doamne. Perfect. Și spune-mi unde este... unde este... Bărbatul meu. Mama, asta m-a plăcut, bă, ai văzut? Deci nu iubitul, bărbatul meu. Pardon. Unde? Acum e prin orașul ăsta, super aglomerat. Era, era cât pe ce să nu mai ajung aici, Măruța. Astăzi este prima emisiune la care am întârziat pe bune. Da, dar n-ai întârziat foarte mult, că am avut și noi aici tot felul de lucruri. A fost bine, da. Așa că rămâi în continuare foarte serioasă. Și nu vine să cred, ți-ai și tatuat aici numele lui. Ce numele lui, măi? Asta e scrisul lui tata și da? Este... Este un vers dintr-o melodie pe care eu o iubesc, înțelegere, nu ne-am minți noi niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Super. Și asta scris, acum, dacă... ai scris-o tatălui tău? Da. L-am prins într-o zi și l-am luat așa prin vorbire. Mircea, du-te repede, scrie pe foaia albă versurile astea. Bine, Țiricu, mă duc. Aiurea, nici nu m-a întrebat de ce. Bine, Țiricu? Așa îmi zice, Țiri. Țirica, da. Și? Și mi le-am făcut. După aia am arătat și... a fost un pic impresionat și gata. Dar ce fain, că ai vrut să ai practic scris. Trebuie să fac acum ceva și cu mama. Exact, asta e cu mama. Nu, trebuie să-mi fac cu mama ceva pe frunte, că mama e mama. Mama e mama. Și fii sincer, s-a și supărat când ai făcut tatuaj doar cu scrisul lui tata. Nu, s-a supărat în general când am făcut tatuaj. Și mama, pe mama am mințit-o ani de zile la rând că se iau, că sunt din alea cu henna și se duc. Nu s-au mai dus, mamă, trebuie să zic aici la Măruță în direct că la revedere, asta au fost. Pe viață rămân. Da. Avem o rugăminte la toți părinții care aud de la copii că stai, mamă, liniștită, că-i că cu se duce. Hena și se duce, să verificați. Nu se duce. Faceți așa, da. Și dați, vedeți dacă se duce sau nu se duce. Nu se duce. Mulțumim mult de tot că ai venit pe la noi, luăm publicitate, ne vedem vineri. Băi, am piesă nouă, mă, nimic n-ai zis de piesa mea nouă. Bine cu sosurile tale picante că m-ai zăpăcit. Am insistat cu farsa. Da. Pentru că Ana Baniciu rămâne și necântă, are piesă nouă. Se numește Narcotic. Și nu joacă bărbatul în ea. Joacă alt. E piesa nouă? E piesă nouă, nouță. Păi zi de piesă, că ai zis că este nu te-am prima de piesă. Audiție la tine. Și prima vizionare? Prima vizionare a videoclipului la tine, Măruță. Ce vrei să fac mai mult de atât? Atât am avut de zis. Revenim după o scurtă pauză de publicitate cu... Cum o să te cheme, doamna? Dacă zic că nebunești. Zi. Covaci. Păi mișto. Păi da, dar nu știi Mircea Baniciu, Nicu Covaci. Da, mă, de asta zic. Băi, ești nebun. Tata când a auzit, când a venit Edi pentru prima dată acolo, bă, cât de mișto a dat, și a zis, Edi, îmi pare bine, Edi, îmi pare bine și mie, și zic eu, și întreabă și numele de familie. Eu eram acolo și zice, Covaci, tata. Oh, ok. Da, o să mă cheme Covaci. Ironia sorții. Ce tare, băi, superb asta. Dar să păstrezi, fii atent, mai tare să-ți păstrezi și numele tău. Ana Baniciu Covaci. Dai seama că o să fie și cu numele meu. Nu renunț la numele meu. Și Edi știe asta și e de acord cu asta. E cu capa sau cu Covaci? Nu, e Covax se scrie, deci nu e chiar Covaci, Covaci. Dar Covaci se pronunță, da. Ce să zic? După publicitate revenim, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și cântăm piesa nouă de la doamna Covaci. Nu, încă nu e. Încă, ba da, este, imediat ne întoarcem.